Bună și bine ați revenit pe canalul meu, îngrijire flori. În acest videoclip am să vă vorbesc despre uh, ciupirea mușcatelor, de ce se face, și bineînțeles este foarte important în ce perioadă. Pentru că dacă mușcatelor nu le facem această ciupire, acest. Uh, practic, îi rupem, le rupem puțin din vârfuri, ele vor crește cât mai alungite. Și bineînțeles nu vor fi ramificate și automat vor avea și, și mai puține flori, care și acelea nu vor fi destul de, de bogate, așa de practic de sănătoase. Așa că ciupirea mușcatelor este o operațiune destul de importantă dacă ne dorim mușcate dese și bogate în flori. Tocmai de aceea trebuie făcută în fiecare primăvară. Deoarece ajută plantele foarte mult. Ciupirea constă în tăierea vârfurilor. În acest fel, planta este obligată să se ramifice, practic, să dezvolte noi lăstari. Ciupirea mușcatelor se face în timpul primăverii și la acei lăstari care au ajuns la dimensiunea de 5-8 cm, adică să nu fie prea mici. Și cum am spus, nici prea mari. Și va, și va trebui să îndepărtezi vârful, adică doar să-l, practic, să-l ciupești puțin, să nu rupem prea mult din ea. Astfel plantele devin mai bogate și își vor dezvolta noi lăstari. În, în acele vârfuri, două ciupiri pe sezon sunt de ajuns. Așa că o să ai mușcate bogate și pline de flori. Iar pe lângă faptul că uh, plantelor, uh, vor că plantele vor arăta mai bine, se vor dezvolta într-un mod mai sănătos și cu mult mai multe flori. Și ce mai am eu, ce vă mai pot uh, spune, așa ca și un mic. Uh, secret, ca și un sfat, Vedeți eu aici am o mușcată, pot să vă spun că este destul de de bogată de ce o are? Pentru că eu în acest ghiveci am plantat mai multe culori de mușcate. Adică am să zic că am vreo trei culori în acest în acest ghiveci. Iar ele când vor înflori va arăta ceva un ghiveci așa mai colorat. Și din acest motiv este și mai pare el și mai bogat. Priviți, eu aici am niște lăstari pentru că este o plantă care am avut-o peste iarnă. Am niște lăstari micuți, adică nu am din ce să ciup vârfurile. Dar când o să mai crească puțin, în jur de peste o săptămână, maxim două, am să le ciup pentru o mai bună ramificare. Așa că acesta a fost videoul meu pentru dumneavoastră de această dată. Eu vă mulțumesc ca de obicei că m-ați urmărit. Și nu am mai rămas decât să vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate.